Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la o întâlnire cu Sportul Teromenean. Bogdan Coiuță vă salută, vă spune bună seara încă o dată și vă invită să rămâneți alături de noi până aproximativ la orele 20, mai exact la, până la ora 19:50 de minute, pentru a urmări împreună subiectul zilei de astăzi. Avem titrat pe burtieră, a apărut acum, Super Universitatea Alexandria. Despre acest subiect ne-am propus să discutăm în această după-amiază de luni la Sport Sud Special. Asta pentru că după un parcurs absolut perfect până acum în play-off-ul pentru promovare în Superliga Feminină de Fotbal, primul eșalon fotbalistic al fotbalului feminin din țara noastră, Universitatea Alexandria a reușit să promoveze acolo printre cele mai bune echipe de fotbal feminin din țară, după doar 4 meciuri disputate din acest play-off de promovare. O echipă tânără, o echipă care are tot viitorul în față și nu orice fel de viitor, un viitor, zicem noi, dacă nu străluciți, cel puțin promițător. Pentru acest subiect trebuie să vă prezentăm invitații din această seară, artizanii acestui proiect, Universitatea Alexandria. În dreapta mea, imediat, domnul profesor și președinte al clubului Universitatea Alexandria, Adrian Cioacă. Bună seara! Bine ați venit! Și în extremitatea mesei, antrenorul formației, de asemenea profesor de educație fizică și sport, domnul Călin Pistorea, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnilor, în primul rând vreau să vă felicit public, e o plăcere să vă am alături de mine, încă o dată în studioul Mediasud, la emisiunea noastră de sport. V-am urmărit în ultima perioadă, pe parcursul play-off-ului, chiar dacă de la distanță, am încercat așa să spunem câteva cuvinte în deschiderea fiecărei emisiuni, indiferent de subiectul pe care l-am avut, despre peripețiile și ravagile pe care le-ați făcut în play-off. Ați reușit, poate nesperat la începutul, sau fără să vă propuneți la începutul sezonului regulat, să vă calificați en fanfare, zic eu, în Superliga Națională de Fotbal Feminin. Vă invit să parcurgem împreună prima parte a emisiunii, una foarte scurtă, despre fotbalul masculin, după care revenim la subiect, nu le amestecăm. Dragi prieteni, sâmbătă s-a derulat etapa cu numărul 28, mai sunt două etape din Liga a 4-a, se precipită lucrurile, se încing spiritele în zona inferioară a clasamentului, asta pentru că deja Sportingul are, după această etapă, numai puțin de 10 puncte cart față de formația de pe locul 2, Fotbal Club Municipal Alexandria. Sportingul și-o revede așadar neînvinsă până acum, are șansa ca după foarte, foarte mulți ani de la isprava defunctei Dunărea Turnu Măgurele să termine campionatul neînvinsă. Are până acum 22 de victorii, 6 egaluri, nicio înfrângere, 72 de puncte, sunt deja campioni și matematic și se pregătesc de baraj. Noi am avut un meci selectat pentru telespectatorii noștri din această rundă cu numărul 28, este vorba de întâlnirea de la Brâncene, acolo unde Unirea din localitate a reușit să învingă încă o dată pe Astra Ploska. Avem câteva imagini care alcătuiesc un rezumat al partidei de la Brâncene din etapa cu numărul 28. Dacă suntem pregătiți să rulăm și aceste imagini pentru cei care nu au văzut meciul integral, așteptăm și imaginile cu meciul de la Brâncene, rezumatul, iată-l. Să înceapă în portocaliu, ca de obicei, Unirea Brânceni, în alb-negru, Astra Ploska. Suntem în prima repriză, vedem câteva aspecte. A fost un meci de dominare clară a formației din Brânceni, care a reușit să se impună până la urmă prin dubla semnată de Cătălin Ionică în ultimele 20 de minute ale partidei. Două goluri cu capul semnate de Cătălin Ionică. Intrat în teren din postura de rezervă, Cătălin Ionică a reușit să aducă încă 3 puncte pentru formația sa, care a ajuns acum la cota cu numărul 46, același număr de puncte ca și Unirea Țigănești, ocupanta locului 4, pe locul 5 Unirea Brânceni, orgolii mari acolo, în vecinătate, două formații care au ținut capul de afiș al acestei ediții de campionat în Liga a 4-a. Vedem zbaterile și căutările pentru primul gol, suntem deja în repriza a doua ale celor de la Unirea Brâncene. A fost acolo o scăpare a lui Albu, golgheterul celor de la Ploska, cu 8 reușite. N-a alergat însă de mult Albu și iată primul gol, Cătălin Ionică, o centrare foarte bună și punctează pentru 1-0. Apoi, în minutele de prelungire, s-a făcut și 2-0 pentru consolidarea unei victorii clare, zic eu. Un meci dominat la capul Alfine, mai multă consistență în joc, mai multă experiență.
Și de ce nu și mai multă valoare pentru Unirea Brânceni, care obține a treia victorie în fața celor de la Astra Ploska, după ce în etapa a 13-a turului de campionat s-a impus și la Ploska tot cu 2-0 și în ultimile faze județene a Cupei României, de asemenea după un 0-0, un 4-3 după loviturile de departajare. Dragi prieteni, ca să nu mai lungim mult vorba, haideți să vedem și reacțiile celor doi antrenori imediat de după partidă. Începem cu Marian Botea și apoi Alexandru Gheorghe. Așteptăm să vedem declarațiile celor doi tehnicieni care au oferit și pe margine un spectacol. Păcat că nu am avut o cameră pentru cei doi. Domnule antrenor, meci greu. Ați oferit o prestație frumoasă în teren, dar și pe margine. Ați fost la înălțime ca de obicei, nu v-ați slăbit deloc elevii. Un 2-0, două goluri Cătălin Ionică, se poate spune că ați fost inspirat, două goluri cu capul, meciul nu a fost ușor. V-a mulțumit prestația elevilor dumneavoastră? Pot să spun că în acest retur de campionat este cel mai bun joc al echipei mele. Felicit jucătorii mei pentru atitudine, pentru determinarea, pentru încrederea de care au dat dovadă că pot câștiga până într-un final. Am întâlnit o echipă, Astra Ploska, o echipă, una dintre cele mai disciplinate echipe din campionatul nostru, o echipă de țară, cum s-ar spune, deci se vede munca antrenorului, foarte disciplinați. Diferența am făcut-o la fazele fixe, probabil dacă n-am fi reușit să înscriem în fazele fixe, cred că rezultatul ar fi fost o remiză. Îi trebuie Unirii Brâncenii neapărat un atacant. A lipsit Răuță din motive personale foarte, foarte serioase, dar cred că îi trebuie un alt tip de atacant sau îi trebuie ca ea să fie vie și acolo în compartimentul vârfului de atac, pentru că restul echipei este bine echilibrat. Față de turul campionatului, în acest retur ne-am întâmpinat cu multe probleme de absențe ale jucătorilor. Astăzi, la jucătorul Răuță a intervenit un deces al bunicului, am înțeles, deci era inevitabil să vină la meci. Și Ilie, care a dat dovadă ca de altfel pe tot parcursul returului de campionat de neseriozitate, este la mare, probabil după meci ne va suna să îi transmite rezultatul. Deci în acest retur m-am întâmpinat de la meci la meci cu absențe ale jucătorilor importanți din echipă și probabil asta a dus și la, pot să spun eu, returul mai slăbut față de turul campionat. Campionatul, ca și campionatul, nu aveți probleme acolo. Vine finala cupei, sunteți deținătorii cupei Telormanul, sunteți în finala cupei României, faza județeană, veți juca cu Alexandria, vechea dumneavoastră cunoștință. Ce vă doriți de la competiția asta? Acolo mai puteți lua un trofeu. Trebuie să o luăm ușor, să terminăm cele două etape de campionat, după care cu siguranță vom aborda meciul de Cupa României, finala pe județ cu FCM Alexandria cu maximă seriozitate și mi-aș dori, de ce nu, să ne adjudecăm și acest trofeu de finalist a Cupei României pe județ. Domnule antrenor, parcă sunteți logodit cu tristețea în ultimele etape. Cred că este a treia înfrângere consecutivă pentru echipa dumneavoastră. Noroc că aveți o zestre de puncte care vă permite să vă supărați, dar să nu tremurați pentru rămânerea în Liga a patra. Un meci greu, o deplasare grea la Brânceni. Totuși, ce a lipsit echipei dumneavoastră care nu reușește să se regăsească deloc? Față de celelalte jocuri, eu zic că astăzi am jucat ceva mai bine. Totuși, tinerețea lotului și își spune cuvântul. Am avut 4-5 ocazii clare, singur cu portarul, dacă nu poți să marchezi când joci în deplasare în aceste ocazii, e foarte greu să obții ceva. A fost un joc frumos, plăcut, fără durități, un joc care cred eu că a făcut o bună propagandă fotbalului, de Liga 4-a. M-am spus, atunci când pleci la drum cu jucători tineri, trebuie să te aștepți și la asemenea jocuri. Domnule antrenor, suntem pe final acum, echipa practic nu mai are obiectiv, are un număr de puncte suficient de mare încât să privească liniștit acest final de campionat. E greu în astfel de condiții, chiar făcând excepție și de tinerețea lotului, să poți să motivezi jucătorii să intre montați bine pe teren pentru a face față unui adversar totuși de calibru ca Brânceniul? Noi trebuie să recunoaștem că față de tur am pierdut niște jucători. Jucători foarte buni pentru noi. Cei care au venit
o spun cu toată răspunderea, nu au făcut față rigorii acestei ligi. Și e normal să, atunci când nu iei la antrenament zi de zi și nu poți să ai un proces de instruire, e foarte greu să-i ții din gură de pe margini. Plus de asta, tinerețea lor, vedeți, acum sunt cu banchetele, cu tot felul de probleme colaterale acestui joc. E adevărat, avem aceste puncte, îmi pare rău că nu am reușit să rămânem în obiectiv, mai avem două jocuri. Sper să, ca în aceste două jocuri, să facem un joc bun și dacă putem să luăm ceva, cu atât mai mult. În privința viitorului dumneavoastră la Astra Ploska, e prematur să întreb? Eu termin contractul în vară, nu știu, e prematur să vorbim de viitorul meu. Totuși pot spune că și eu am destul de multe nemulțumiri vis-a-vis de jucători. Nu au mai fost la fel de conectați, la fel de interesați de antrenamente, de jocuri și atunci zic eu că mi este foarte greu să fiu apostrofat de lume din cauza lor. Deci eu ca antrenor cred că mi-am făcut datoria cu prisosință, cu aceste lucruri pe care le-am făcut, cu acești jucători tineri pe care i-am adus, dar să vedem ce va fi, nu se știe. Deocamdată, eu unul pot să spun că m-am simțit bine până acum, ultimele 2-3 rezultate. Este adevărat că lumea a fost obișnuită cu rezultate bune, dar vom vedea ce va fi la sfârșitul campionatului. Da. Ne-am obișnuit să-l avem la reacții după meci în ultima perioadă pe Alexandru Gheorghe, unul dintre cei mai buni tehnicieni, ne permite să apreciem din județ, poate, dacă nu cel mai bine, cel mai bun, cu rezultate deosebite și în special în creșterea de jucători. Asta este, e dificil să păstrezi o echipă cu un ritm susținut, mai ales dacă nu mai are un obiectiv clar. Nu-i doare capul nici de primul loc și nici de ultimele locuri, e cam greu să-i ții în priză. Dragi prieteni, haideți să ne aruncăm o privire și pe rezultatele înregistrate în etapa cu numărul 28 și dacă suntem pregătiți, avem rugămintea să apreciăm și rezultatele înregistrate în această sâmbătă, în runda cu numărul 28. Iată-le și le dăm citire. Metalul Peretu 1-0 cu Dunărea Zimicea după 0-0 la pauză. O gură de oxigen pentru Perețeni, care bagă Dunărea Zimicea sub ei. 31 de puncte, 30 rămâne Dunărea Zimicea și rămâne să lupte în continuare în ultimele două etape pentru rămânerea în Liga 4. Fotbal Club Traian, evident, i-a permis Voinței Saire să se odihnească, 0-3 prin prezentare. Traianul s-a retras după etapa cu numărul 22, în mod oficial. Udineze Uda Clocociov, 1-0 cu Fotbal Club Municipal Alexandria, iarăși o gură de oxigen și pentru cei din Uda Clocociov, care fac 34 de puncte și stau ceva mai liniștiți pe acest final de sezon. Ajax Botoraga, 0-0 cu Pablo Maividele. Unirea Țigănești, 1-0 Tineretul Suhaia, Viața Nouă Olten, 3-2 cu Spic Poporoschia. Rapid Buzescu, 1-6 cu Sporting Roșior de Vede și Unirea Brânceni, 2-0 cu Astra Ploska. Dragi prieteni, aceasta a fost partea în care ne-am ocupat de fotbalul masculin, de fotbalul băieților. Rămâne interesantă Liga 4, în special pentru echipele de la poziția 12 în jos. Metalul Peretu, Dunărea Zimicea, Rapid Buzescu, Tineretul Suhaia deja este în Liga 5-a. Metalul Peretu, Dunărea Zimicea, Rapid Buzescu, poate și Spic Poporoschia, cine știe, în funcție de conjunctura rezultatelor, sunt angrenate în hora foarte strânsă și încinsă sezonul acesta pentru evitarea retrogradării. Bun, punem punct aici, ne ocupăm de subiectul zilei, poate nu al zilei, poate chiar al săptămânii și de ce nu al lunii, al sezonului. Avem o echipă de fete născută practic de curând, era să spun din nimic, nu e chiar din nimic, să nu sune aiurea. Domnilor, bine ați venit în lumea mare a fotbalului feminin, felicitări încă o dată, sunteți în Superliga Națională de Fotbal Feminin după doar 4 etape din play-off. Ați sărbătorit la Constanța după un 3-0, văd eu aici în ceea ce mi-am notat, cu cea mai slab cotată echipă din acest angrenaj al play-off-ului, 3-0 la Constanța. Ați debutat acasă, 4-1, tot cu Selena Constanța, acasă încă o dată cu Viitorul Buzău, pe vremea aceea era pe poziția a doua Buzăul, așa încheia sezonul regulat, 7-1 le-ați administrat celul de la Buzău. Oțelul Galați, săptămâna trecută, cred. Da,
Așa, un 3-4, Universitatea Alexandra, după un meci, super show galactic. Sub. Cu tine am vorbit la show extraterestru. Show extraterestru cu multe ratări, scorul strâns. Îmi place citatul ăsta, cred că supranumiții galacticele. Barcelona. Barcelona nu vă place real. Nu. Nici Atletico Madrid. Nu. Nu, vezi Barcelona. Barcelona, Barcelona, da? Da, Barcelona, da. Nu Barcelona. Bun, 3-0 la Constanța cu show, show extraterestru. Bun. Totul se leagă acum, nu este permis totul, da, la rezultatele astea. Sezonul regulat, 4 meciuri în play-off, aveți o singură înfrângere și aia pe fund de neconcentrare la Galați, nu? La Galați, da. 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 Domnilor, felicitări încă o dată, 15 puncte după 4 meciuri, Oțelul Galați este sub dumneavoastră cu 8 puncte, nu are nicio speranță să iasă de acolo, Serena Constanța, 4 puncte, Viitorul Buzău, 2 puncte. Cum a fost în play-off? Greu, dar frumos. Noi am sărbătorit după victoria de la Galați, de atunci am început noi practic sărbătoarea, ne-am dat seama. Un moment. Ați vorbit de ca sărbătorit, dacă suntem pregătiți cu imaginile în care fete, pe plaja sărbătorită. Da, la Efe da. Nord. Avem bine, asta e după meciul de la Constanța, de la după victoria de la Constanța. 3-0. O să avem imaginile noastre, continuă și o să ruleze și imaginile. Da, sărbătoarea a început la Galați, fiindcă noi am considerat că cel mai greu meci acolo îl vom avea și practic aveam și de luat o revanșă după înfrângerea din campionat. Aici este petrecerea, da, cu șampanie de pe plaja de la Eforie Nord. Cine a filmat aici? Un trecător. A fost dorința fetelor, am dus antrenorului. Un trecător trecea pe plajă. Da. Noi coboram de undeva de sus, de undeva din stânga, cum privim acum, am coborât și când ne-a văzut pe toți îmbrăcați, când a văzut toate fetele îmbrăcate așa, chiar a rămas uimit. Uitați-vă la ce ori era, s-au crucit, era noapte, era și vântul, oricum apa era destul de rece. Era destul de rece. Cred că fierbea apa. Pentru noi, da, da. A sărbătorit ca steaua după fiecare. Da. Am sărbătorit, dacă și meritam, a fost ce am avut nervii întinși la maximum în play-off ăsta. Chiar ne doream, începuse să credem că putem promova, era la totul era în mâinile noastre, era păcat să dăm cu piciorul la această șansă. Și v-am zis, după victoria de la Galați, am considerat că e timpul ușor să începem petrecerea, însă antrenorul echipei le-a mai ținut pentru un meci, da, eu am mai și la Constanța ne trebuia victoria, aveam meci la Constanța, să încheiem socotelile, să stăm liniștiți ultimele două etape, în minutul 35 deja aveam 3-0 și deci show extraterestru. Da. Show extraterestru. Păi am înscris câte, cel puțin 3 goluri în fiecare etapă din play-off. Ați înscris puțin în ultima etapă, doar 3, de obicei 4, iau de 7. Da. Domnilor, Călin, tu ai fost foarte sceptic, ca să zic așa, scepticul de serviciu, foarte realist, ai luat meciul. Fiecare meci step by step, nu te-ai entuziasmat, simțeai poate echipa cu fetele. Da, poate că... Când v-ați gândit concret, când v-ați dat seama, domne, gata, se poate, dacă acum trebuie. La ce te referi? La meciul, la play-off sau din tot campionatul? Acum, tot campionatul, sincer, după tur. La noi, la începutul turului, am vorbit cu Adi, vreau să creăm o echipă competitivă, nici de cum nu ne-am impus obiectivul acesta de promovare. Am vrut să creăm o echipă, să învățăm fetele să joace fotbal, practic. Dar după ce am văzut în tur și după parcursul nostru, ne-am dat seama că putem mult mai mult decât ne-am impus noi prima dată. Și eu sunt de principiu că întotdeauna trebuie să ne autodepășim. Și în perioada de iarnă m-am hotărât cu Adi, am vorbit amândoi, ne-am întâlnit și am zis să ne fixăm obiectivul ăsta, să promovăm. Am început, am mers pas cu pas, am stat, am vorbit cu el ceea ce trebuie să facem, am luat lucrurile mult mai în serios decât în tur, am creat mult mai multe jocuri amicale până la începerea returului cu fetele pentru a avea meciuri în picioare. Și drept dovadă s-a văzut în retur și în play-off.
Înaintea play-off-ului plecați cu o zestie de puncte mai mare decât celelalte echipe. Ați avut și un program, spuneați... Un punct n-am avut. Un punct față de locul 2. Un punct față de locul 3 și 3 de ultimul. Așa. Practic pentru noi... Conta doar locul 2, care... Da, mai degrabă a fost un dezavantaj după campionat, după ce am terminat campionatul, fiindcă noi deja aveam vreo 7-8 puncte față de locul 2 în timpul campionatului și dar asta ne-a creat un dezavantaj. Mai tăia din acest avantaj foarte mare. Da, la anul sper să nu mai fie acest regulament. Am și vorbit la federație la ultima ședință și să sperăm că vom vota să... După alt sistem. Sistemul danez aș vrea să-l implementez. Vedem dacă se poate acum să voteze și celelalte echipe. Eu zic că e cel mai bine, pe toți ne-ar avantaja și v-am mai spus și emisiunea trecută, am evitat astfel meciurile trocate. Fiecare echipă am trage să face cât mai multe puncte. Dacă o echipă face foarte multe puncte, cealaltă care e pe locul 2 și are jumătate de puncte, intră în faza și noi dacă avem 20 de puncte și ultima clasată 6 puncte să bate la retrogradare, putem să le dăm meciul lejer. De ce ne-ar mai interesa rezultatele? Dacă oricum în play-off intrăm cu 3 puncte și tot așa. Așa, dacă am merge după sistemul danez să intrăm cu jumate din punctele cumulate în timpul campionatului, am trage să facem cât mai multe puncte pentru a intra cu cât mai multe puncte în play-off. E logic. Domnilor, mai aveți două meciuri. Ele sunt o simplă formalitate. Veți avea o deplasare lungă la Buzău pe 1 iunie, de ziua copilului. Da. La ora 17. La ora 17, călduri probabil teribile vor fi. Da. Se simt de câteva zile, chiar săptămâni. Universitatea Alexandria va încheia apoi acasă cu Oțelul Galați pe data de 8 iunie. 8 iunie, da. Cum veți trata ultimele două meciuri? Pentru că dumneavoastră sunteți deja... în altă ligă. Deja promovați. Deja promovați. Vom trata la fel cu acea seriozitate, numai că o să, în aceste meciuri o să aibă șansele și fetele care nu au jucat la fel de mult ca celelalte să poată să joace și ele. Lotul cam cât mai numără numeric? În momentul de față mai avem 15 jucătoare și ne gândim ca la Buzău și acasă cu Galați să mai completăm cu fetele mai mici, sub 14 ani. Cele 14 ani și mai mici. Incredibil. Noi mai avem niște imagini, luate cu ceva timp în urmă, la niște antrenamente. Haideți să mai le vedem puțin pe aceste fete, dacă sunt pregătiți să rulăm puțin și imaginea acelea. Cred că majoritatea dintre ele sunt în continuare în lot, da? Da, toate. Sunt toate în lot, da? Da, da, da. O vedem acolo pe Patricia, pe... Diana Rusu, Florina Chiar. Majoritatea, toate sunt. Cred că toate au rămas. Toate. Sunt și puștoacele foarte mici, prinse și ele acolo. Ah, decât Cristina este. Cristina Tudorache. Decât Cristina Tudorache. Este. Care avea un tricou. Da, un baby. Uitați, este ultima. Barcelonita. Barcelonita, da. La Masia. La Masia, da. Ele sunt protagonistele. Aveți marea majoritate a fetelor sub undeva la 18 ani. Da, sub 18 ani. Cine e peste Florina Chiar? Florina Chiar nu. Alexandra Nica are sub 18 ani, deci Florina Chiar cu Oana Dumitrache, Diana Butoi și Maria Mazilescu și Georgiana Prunar. 19-20 de ani. Bătrâne pentru noi. Deja vă gândiți să întinerizi lotul. Da. Deci, da, după avem vreo 4 fete la 2000, unde am ieșit campion național. Avem vreo 4 fete care o să le promoveze în toamnă. Bine, să fie în lot, să meargă cu o noi. Să le luăm să... Nu este dificil să aruncați în luptă? Acum dumneavoastră aveți deja un proiect care este unul victorios. Dar e dificil. Ea e da, cea este mică, cea mai mică. Da. Cea mai mică. Perspectivă și ea. Foarte bună. Astăzi la antrenament au mai venit altele și mai mici decât ea. Da, păi acum avem fete de 2005 și de 2006 la antrenament astăzi. Da? Da, da, mai nou. Sunteți ca... Nu, vin cu părinții de mână, am început să vină cu părinții de mână. Fete mă sună de prin tot județul. M-au sunat de la Nanu, de la Măgura, de la Blejești, ce să vă zic. De peste tot am început să avem fete. Vă gândiți să măriți schema, să faceți mai multe secții în ritmul ăsta? M-am gândit cu Călin. În ritmul ăsta? Trebuie să găsim pe cineva la fel de serios, care să-i placă. E foarte dificil să lucrezi cu copiii, la momentul atât cu băieții. Da. E foarte greu. ABC-ul oricărui sport e complicat, e vorba de disciplină, e vorba... Până și de timp, și mult timp. Trebuie mult timp. Nu poți să le faci pe toate. Ne-ar mai trebui cineva, ne-am gândit la asta. Decât președintele și Călin Pistolea, antrenorul. Da, și asta. Mai e și vicepreședintele, care e Marius,
care mai e lângă noi, ne ajută și el. Dar nu-i coboară în iarbă? Nu coboară. De celelalte probleme. Deci, practic, trei oameni asigură schema de personal a Universității Alexandria, care va juca de la toamnă în Superliga. Și noi și Heniu Prândul Bârgăului din seria cealaltă am promovat matematic. Cei de la Bistrița sunt, Heniu Prândul Bârgăului, o comună de lângă Bistrița. O comună de lângă Bistrița. Dar acum am înțeles că joacă toate meciurile pe Jean Pădureanu din Bistrița. Din Bistrița. Sunt sprijiniți de Consiliul Județean și joacă pe stadionul acela, meciurile de acasă. Nu v-a fost frică, aruncând aceste fete foarte tinere în luptă, cu jucătoare poate mature, care au experiență competițională, cunosc jocul mai bine, toate trucurile, toate loviturile? Ba da, păi... a fost, dar... Noi dacă am jucat... Am avut încredere în el. Am jucat în Liga a doua, Le mai puneți să joace cu băieții ca să le întăriți? Păi, sincer să fiu, și iarna trecută și vara trecută am făcut... patru meciuri amicale numai cu băieții. Tocmai pentru a le dezvolta agresivitatea asta, să înțelegem. Bine, și nu aveam echipă cu cine să facem și de asta. În Telorman sunteți singuri. În Telorman, da, suntem singuri și neavând echipe aici în Telorman, am hotărât să facem cu băieții. Am găsit înțelegere la colegii noștri, la ceilalți profesori care se ocupă cu echipe de băieți și am făcut amicale cu echipe de băieți. Mai zic, frică n-avea de ce să ne fie cu fetele acestea mici, fiindcă nu eram în Liga a doua și practic... Nu mai aveați unde retrograda. Nu aveam unde retrograda și era normal să jucăm cu fetele noastre. Dar vă puteați face de râs, eu știu. Nici n-aveam obiectiv, asta a fost până la urmă, cred că asta a fost cheia succesului, pentru că n-am pornit cu un obiectiv clar. N-am stat cu o presiune așa, n-am stat cu sabia deasupra capului. Și vă spun sincer că și pe noi ne-am mirat rezultatele până la urmă. Au venit repede, relativ repede, la junioare, nu mai zic de ce anul ăsta a fost un real succes. Au venit ați rezultate. Ați câștigat ca în toate competițiile în care ați fost înscris. Exact, și acum în vară iar avem Under 10, Under 12 și... Under 14. 14, în care vă spun că suntem siguri în primele trei pretendente la câștigarea... Domnilor, cam câte fete... copiile roiesc acum în jurul universității. Multe, nu mai țin aminte. Nu aveți... Avem așa schematic, cred că eu le-am numerate pe un caiet, Under 10, 12 și 14, cred că avem în vizor. Bine, ele vin vreo 30 așa, care le avem la antrenament. Dar cred că avem vreo 60 de fete așa în vizor, din tot județul nostru. E un număr uriaș. Da, și da. 30 nu știi cum să facem, da, să le aducem la antrenament. Ședințe de pregătire? 2-3 pe săptămână. Acum ne ocupăm mai mult de ele. Am să începem să ne ocupăm mai mult de astea mici. Că astea mari, dacă au promovat, mai ușor. Veți menaja câteva titulare pentru a evita, eu știu, loviri sau... Antrenorul. Domnul Pistolea. Nu. Nu rămâne nimic. Deci cele care au jucat mai puțin, pe parcurs vor intra. Normal, pe parcurs. Pe parcurs. Cine este golgheterul formației? Sau golgheterii, că presupun sunt mai mulți. Sunt mai mulți. Ana Maria Vasile... Nicoleta Deca, Florichiar și Iulia Săvescu. Și Iulia Săvescu. Patru și Alexandra Nica și a marcat constant. Mai puțin deci ele cinci au marcat constant în acest campionat. 40 de goluri marcate, nu? Aveți foarte multe goluri aici în play-off, goluri marcate 18. Și da. 30 și ceva în... mai mult. Deci avem 50 de goluri marcate. Da. 30 și ceva în campionat. Un procentaj foarte, foarte, foarte bun. Domnilor, foarte bine. Sunteți în Superliga. Ce vă așteaptă acolo? Cum e acolo? Sunt echipe puternice, foarte puternice unele dintre ele. Primele patru clasate au în componență jucătoare valoroase, care sunt componente ale loturilor naționale. Au experiență și va fi un an foarte greu. Vă dați seama că obiectivul clar o să fie evitarea retrogradării pentru noi. Eu zic că la ce avem acum și în lot, eu zic că se poate, nu e așa de greu să nu retrogradăm anul ăsta. Ne pregătim la vară, o să mai luăm una, două fete, deja am și luat legătura cu două fete. Tinere sau mai cu experiență? Cu experiență. Cu experiență 21 de ani. Deja nu știu cât e de... veterane la dumneavoastră. Da. Încercăm să dublăm anumite posturi, ne stăm noi deficitari și să promovăm pe astea mici. Pentru noi ăsta a fost clar obiectivul, dar cu una, două fete cred eu că sunt de ajuns la momentul ăsta să mergem în Superliga cu lotul acesta.
Cum se... Pe Mărețe nu se pot propune anul ăsta. Poate peste 2-3 ani să fim acolo în primele 3, de ce nu? Nu puteți să știți ce evoluții mai aveți. Da, da, se poate, dar despre... va fi un șoc așa, oricum pentru ele, că să ai deplasare la Timișoara, vine acasă Clujul, te duci la... Sunt cu mure deja, nu, dar să-ți bălești ele pe tine de ce fete dai. Că sunt fete experimentate. Da, Timișoara, Cluj, acolo sunt cam capitalele Bucureștiu, capitalele fotbalului feminin da. În România. Cam acestea sunt. Noi Cluj, să încercăm după acasă, vă dați seama, acasă vom încerca să scoatem cât mai multe puncte. Cred eu că aici vom face numărul mare de puncte. În deplasare va fi greu să obținem puncte. Mai ales la Cluj și Timișoara. Da, acolo da. Nu se pune problema. Cluj, Timișoara, Târgu Mureș. Când începe Superliga? În septembrie, dar nu știm sigur. Nu se știe data. Va fi la anul, v-am mai spus, o Superligă de tot la fel 8 echipe și o Liga a doua, nu ca acum cu două serii, ci o singură serie, 10-12 echipe, nu știu câte vor fi. Tot la fel vor promova primele două clasate și să speră vani la ligile regionale, una, două, trei ligi regionale, care să fie Liga a treia, practic. Acestea sunt proiecte în faza de discuții, să spunem, telespectatorilor, că dumneavoastră sunteți unul dintre promotorii Federației Române de Fotbal al acestui fenomen de fotbal feminin. Sunteți acolo la ședințe, știți tot ce se întâmplă. Avem o nouă conducere la FRF, care a rămas în funcție, iată, după multe contestații. Cred că rămâne, sau ce se întâmplă? Azi am citit pe GSP că domnul Mircea Sandu a declarat că încă este președintele Federației. Păi juridic se pare că așa ar fi, pentru că e o nebunie cu fotbalul ăsta. A fost votat acum, nu știu care sunt procedurile de... Se legau multe speranțe de noua conducere în frunte cu Răzvan Burleanu. Fotbalul feminin și-a pus multe speranțe da, în el. Da, v-am spus că a fost nominalizată. Citați din el. Da. Faceți proiecte, că restul cum era? Da, noi să facem proiecte, că banii vor fi ultima problemă. Când auzi chestia asta în România... Da, și noi ne-am mirat. Ați mai auzit până la nu, și noi ne-am mirat, adică pare fabulos, așa spune cineva. Adică tu fă proiecte, domne, fii serios. Cum ți-a zice unul, acum... Îl întâlnești prima oră sau a doua oră și spune tu fac, dar vrei mașină? Da, băi, bun, fă ce mașină vrei, spă-ți actele, tot ce trebuie, că eu îți dau banii, du-te și alegeți mașina. Da, cam așa ar fi. Și noi ți-o cumpărăm. Da, ce mașina mea. Bun, ceva s-a mai mișcat acolo cu fotbalul ăsta feminin? Păi, deocamdată nu, că în timpul campionatului nu se pot schimba regulile. Va urma proiectul acesta cu fotbal și feminitate. Iar un proiect foarte important. Vara asta vom avea câteva competiții în țară și practic după aceste competiții vom vedea cum se vor finaliza, fiindcă v-am spus, vrem ca un județ respectiv să și întemeieze o echipă pe care să o promoveze în ligile naționale de fotbal feminin. Și în funcție de câte înscrieri vor fi, cu atât mai bine pentru noi, fiindcă așa se va dezvolta fotbalul feminin. Deci, practic, vom depinde de acest proiect în vară și după aceea se va constitui proiectul formatul. Ăsta, fotbal și feminitate, cred că e al doilea an, nu? Da, e al doilea an de implementare. Anul trecut au fost, cred că, 9 județe, Telormanul printre ele. 10 au fost. 10. Și anul ăsta 12. Anul ăsta 12. Telorman a fost păstrat încă o dată ca județ pilot. Da. S-a mers cu proiectul pentru că a dat randament aici. Da. A avut și în primul an de proiect a avut foarte mare succes. Și a fost păstrat printre județele în care se... Și anul ăsta, drept dovadă, am avut cel mai mare număr de înscrieri din Câte țară. 98 de școli. 98 de echipe, fiindcă au fost școli care s-au înscris și la 1-4 și la 5-8. Record absolut. Adică, mai exact, peste 1030 și ceva de fete înscrise la nivel județean. Județul Alba, cam la jumate, 700 și ceva de sportive înscrise. Ne-a ajutat foarte mult, v-am zis, am organizat câteva competiții la Videle, Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu, mai a rămas zona Zimnici. Am descoperit foarte multe fete talentate care vor păși către clubul nostru. Dumne, aveți o arie teribilă, aveți o arie de absorpție a tuturor acestor copile care încearcă să facă ceva în timpul liber, poate chiar cu viața lor, să le dau un sens. Până la urmă, ambii sunteți profesori, știți ce degringuladă este în învățământ, în general, și poate mai mult în Telorman, nu mai ne ascunde după cire, și o brambuleală din cancelarie începând, sau de la... În învățământ, în general. Și
Iar acolo când intri în clasă e așa, e o nebunie, fiecare nu mai știe ce haos e capul total. Lui, haos total, vine cât un profesor, la ora lui se mai întâmplă niște lucruri interesante și se întâmplă lucruri interesante acum și la ora de educație fizică și sport. Dacă alte sporturi nu avem, atunci pentru fete e șansa de a juca fotbal. Părea incredibil, în urmă cu câțiva ani, să avem fotbal feminin în școli rurale. Da, e ceva suprarealist. Dacă îmi spunea cineva cu 2-3 ani în urmă că Telorman o să aibă peste 1030 de copile care intră într-o competiție de fotbal feminin într-un an, era, domnule, zic, da. te-ai scântit. Aveți niște reprezentanți pe zone, pe turnul, pe video, unde sunt orașele, pe Alexandria, da. Pe nu știu. Cum luați legătura cu oamenii și a discutați cu ei? Da, în primul rând v-am fac liste de jucătoare. În primul rând nu puteam analiza asta fără sprijinul AJ Telorman. V-am mai spus că domnul Prodan, președintele AJ Telorman, a fost tot timpul alături și va fi în continuare alături de noi. Ne-a sprijinit cu mingi și echipamente pentru fiecare echipă înscrisă. Asta a contat enorm pentru școli, fiindcă v-am mai spus-o de multe ori, în școli nu sunt materiale pentru copii. Și fiecare profesor și-a făcut o echipă și s-a înscris până de dragul de a lua și aceste echipamente materiale. Am fixat pe aceste 5 zone 5 responsabili pe care îi cunoșteam. Mai ales că sunt prieteni de-ai mei buni. Și telefonic, o dată de două ori pe săptămână, țineam legătura câte echipe, cine s-a mai înscris, cum o să organizăm, unde și tot așa. Eu îi coordonam pe toți, la rândul lor îmi spuneau ce se întâmplă în zonele respective. Fiindcă e foarte greu, la 98 de echipe înscrise a fost foarte, foarte greu anul ăsta să ne ocupăm de ele. Încă mai avem fazele județene de disputat. Sâmbătă le disputăm la Alexandria, etapa județeană la 1-4 și la 5-8. Vor fi 12 echipe, 6 la 1-4, 6 la 5-8, cele mai bune echipe ale județului nostru. Sperăm să terminăm cu bine, să ne alegem fetele care vor reprezenta județul nostru la competițiile interjudețene. Nu este greu să... Cred că mergeți dumneavoastră și domnul profesor... Da, noi doi, suntem singuri. Sunteți ca în perioada de pionerat a fotbalului britanic, mergeau așa niște oameni. Da, ne mai spun și ei, vă dați seama, uite, eu am pe fata asta, e talentată, așa o văd eu, mai suntem cu ochii pe aia, ce ne mai sare nouă în ochi. A început să mai vină și pe pile, pe intervenții? Nu, să pune. Nu suntem. V-am mai spus, avem și norocul că suntem în Telorman. Încă la noi în Telorman, v-am zis, copiii din mediul rural se mai joacă cu mingea, mai au și alte... Neavând prea multă tehnologie la dispoziție. Da, nu toți de la țară. Crescând foarte repede, știu, până la vârsta cârciumii mai e așa și atunci... Da, încă mai avem. Și la oraș avem câteva fete alte întâlnse, v-am zis, majoritatea... Procentul cel mai mare de fete e de la zona rurală, da? Da, da, clar. Și acolo ne punem cele mai mari speranțe. Interesant ceea ce spuneți. Deci avem foarte multe fete talentate. Când am mai fost și prin țară, când am mai stat de vorbă cu ceilalți președinți, după meciurile noastre, chiar spuneau și dânsii, ce voi în zona de sud a țării, noi, Bucureștiu, Târgoviște, vă spun, avem foarte multe fete talentate. Ei să plâng că la ei în zonă nu sunt așa fete talentate, vin la fotbal cu altă deschidere, fiindcă e altă cultură acolo, adică nu e o rușine să vii cu fata de mână la ramen să spui că, domne, cum fata mea joacă fotbal? Vreau să fac altceva, nu? Handbalistă, da. Tenis, la noi nu e așa, la noi e tocmai invers. Noi mergem după el, ne rugăm de părinți, le aducem și vrem să avem fete talentate la care ei sunt, ne privesc cu mare invidie. Domnule Călin Pistolea, ai reușit să cunoști antrenori din mai multe orașe mari, mai mari decât Alexandria, din județe mai interesante, ca să nu le spunem altfel. Galați, Constanța, o serie de Buzău, orașe puțin mai ridicate, din zone mai ridicate decât Telormanul. Te-a ajutat experiența asta? Sau sunteți pur și simplu decât dați mâna și nu vorbiți? Sincer să fiu, chiar n-am vorbit cu ceilalți colegi ai mei. De la fotbal feminin? Nu da. Sunt foarte mulți oricum. Da, chiar n-am vorbit cu ei despre acest lucru, despre să-mi dea sfaturi sau alte lucruri de genul acesta. Cum am mai spus și într-o emisiune anterioară, eu merg pe principiul meu și vreau să fie ceva al meu.
Și mereu când ajung acasă după antrenament și mă uit, analizez cum au făcut fetele sau poate chiar dacă, poate chiar eu am greșit cu ceva și mă analizez și pe mine și încerc ca în antrenamentul viitor să repar greșeala făcută. Pentru că, până la urmă, cum este și proverbul acela, omul din greșeli învață. La ultima noastră întâlnire ai venit în studio cu una dintre elevele tale, Alexandra? Da, cu Alexandra Nica, da. Alexandra Nica, tot îi zic Deca, nu știu, cu Alexandra Nica și povesteai atunci despre metodele de antrenament, spuneai că o să încerci să te axezi puțin și pe pregătirea fizică. Da. Mai continui cu povestea asta sau? Da. Săptămână? Deci săptămânal noi avem... Cum arată o săptămână din viața Universității Alexandria din punct de vedere al antrenamentului? Nu prea aș vrea să dezvălui, dar... Hai că... Bun, aș... să vă spun așa, minim 4 antrenamente pe săptămână. M-am speriat, m-aș vrea să zici pe zi. Deci pe săptămână, da, minim 4. Da, pe săptămână 4. Minim 4 și începem... Da, avem un antrenament fizic, un antrenament tehnic, unul tehnico-tactic... Și cel dinaintea meciului, care este un antrenament mai ușor. Nu le slăbești deloc. Pregătirea fizică ce procent ocupă, ce greutate ocupă în antrenamentele de la Universitatea Alexandria? Având jucătoare foarte tinere care trebuie să facă față unui meci contra unor fete mai cu experiență. Încerc să adaptez pregătirea fizică pentru fete. Nici să nu le prea solicit, dar nici să nu le las la un ritm mai mic. Pregătirea fizică are o pondere destul de mare în antrenamentul nostru, ținând cont că și celelalte antrenamente tehnice și tactice tot pe... urmăresc și fizicul în aceste antrenamente. Deci nu lucrez numai tactic sau numai tehnic, urmăresc și fizicul în aceste antrenamente. Iar și la pregătirea fizică, unele antrenamente sunt cu mingea. Încerc să le îmbin pe toate câteodată. Pentru că le plictisești? Da, încerc de fiecare dată să le aduc ceva nou. Meciurile amicale? La... Cu băieți, evident că voi cu băieți. Nici asta nu se poate spune, nu că eu mai știu. Te referi echipele cu care am jucat. Da. Ce pondere are și cum vezi tu problema asta cu meciurile amicale? Sau te-ai gândit, eu știu, poate în viitor apropiat, avem foarte multe fete care vor să facă fotbal, să formeze niște grupuri pe care să le opui Universitatea Alexandria, fete, nu băieți. Dar Olimpia Cluj, că am întrerupt puțin, Olimpia Cluj, că am stat de vorbă cu președintele clubului, sunt prieten foarte bun, toate meciurile amicale, dinaintea competiției, le face în compania unor echipe de băieți. Noi n-am copiat. Noi chiar am ținut ascuns chestia asta, fiindcă ne era rușine să spunem, noi facem toate meciurile amicale cu băieți. Da. Și când am auzit pe președintele clubului de la Cluj spunând în chestia asta, să știți că m-a bucurat așa puțin. Fiindcă n-avem cu cine să facem mai la noi în județ. Poate faceți mici echipe, satelit, tot vin, aveți peste 100 dacă rămân. Da. Deja sunt multe. Vă dați seama. Nu e o rușine, chiar ne ajută foarte mult. Că ele învață foarte mult de la băieți și dacă ați văzut, copiază foarte mult băieții. Am văzut de la frizură. Avem câteva fete care copiază băieții la maximum. De exemplu, Alexandra Nica, Cristiano Ronaldo. Da, le-am văzut. Așa. Deci copiază și loviturile, cum se așează. Și au multe de învățat de la băieți. Practic și de asta facem meciurile cu ei, fiindcă au numai de învățat. Acolo confruntarea în teren e mai dură între fete sau băieții? E, mai caută să le ocrotească ei ăștia, da, care sunt mai mari, mai ocrotesc. Băieții mai mari caută să ocrotească. Nu vorbim de meciuri amicale, meciuri oficiale, fete cu fete. Da, la fel, bine, dură în sensul lor, adaptată la fete. Nu se menajează, nu? Nu. Păi da, nu știu să se ferească. Ale noastre nu. Nu știu să se ferească fetele, rar care sunt învățate să se ferească ele. Când intră la un clinci, intră în toată inima, nu încearcă să protejeze. Joacă din inimă ele, își doresc. Iau și adversarul cu ele. Să faultează, practic, fără să-și dorească. Fără să vrea să fault cu intenție. Fără intenție. Legat de meciurile cu băieții, că tot a venit vorba. Până vară am susținut, cred că, 4 sau 5 meciuri în compania unor echipe de fotbal de băieți de la noi din județ. Dar ce fel de echipe erau? Echipe de școli, de licee? Nu, echipe de la cluburile sportive, de la Turnu Măgurele și de la CSS Alexandria. Am înțeles. Am susținut cu ei și se vede o oarecare diferență între băieți și fete. Deci este o
diferență mai mare. Am încercat să adaptăm, să facem cu grupe de copii mai mici, să putem să facă și fetele noastre față. Că vă dați seama, dacă le luam fetele și jucam cu o grupă de băieți de 17-18 ani, ale noastre nu atingeau mingea. Alergau fără rest, făceau pregătire fizică, așa le puneam să alerge. Da, da, da. Și am încercat să facem cu o echipă de copii meciuri amicale. S-a văzut oarecare diferență, că la partea fizică fetele nu se compară cu băieții. Le depășeau în viteză, în forță, dar nu m-a interesat asta. M-a interesat anumite trasee de joc, să învețe să paseze, să iasă la pas, cum se demarcă, sau să învețe să se demarce, să facă marcajul, lucruri elementare pe care mai târziu le-au fost benefice. Pregătești și copii băieți. Da. Poți să compari acum, pentru că Universitatea Alexandria a fost și este în continuare o echipă de junioare, în ciuda acelor câteva exemple care asigură o satura cu experiență, fete care nu se pierd cu firea și așa mai departe. Cu toate că cred că nici celelalte nu se pierd. E mai greu cu fetele sau cu băieții? Te întreb din experiența proprie. Sincer să fiu, e mai greu cu fetele, pentru că învață mai greu. Corpul lor întreaga educație nu e făcută pentru deprinderile, deprinderile și tot ce constă în biomecanica de lovirea mingii și toate, este mai greu. Trebuie să lucreze mult mai mult decât băieți. Cu toate că există unele fete care deprind mai repede, își însușesc mai repede aceste deprindere, altele care și le însușesc mai greu. Domnilor, mai avem 5 minute, mi se face semn de energia de emisie. Domnule președinte, la ora actuală, Universitatea Alexandria este un proiect financiar sustenabil? Să nu spuneți că nu, ar fi păcat chiar acum. Știți că întotdeauna când faceți pasul către un nivel mai înalt, una dintre principalele chestiuni luate în discuție pentru rămânerea acolo sau pentru propunerea unui obiectiv ține de bani. Da, bineînțeles. Totul se leagă. Totul se leagă. De la echipamente, de la plasării. Dumneavoastră ați mers mai mult pe romantism până acum. Cu sprijin de la FRF, cu sprijinul primăriei Alexandria, spuneați că v-a ajuta și foarte mult. Ne vor sprijini și în continuare, eu sunt sigur că și FRF și primăria Alexandria. Vom merge în continuare, totul cred eu că la un moment dat depinde de noi, cât de serioși vom fi, cât de bine vom trata perioada aceasta de vară, fiindcă de restul, eu zic că ușor, ușor le vom rezolva. Așteptați sponsori? N-ar fi rău. Da, n-ar fi rău. Noi da, așteptăm sponsori, mai ales că intrăm în Superligă, altfel va fi publicitatea. Și sunt convins că cineva va veni lângă noi, fiindcă deja lumea a început să ne cunoască, ne opresc pe stradă, ne întreabă ce fac fetele, pe ce loc mai suntem, când aveți meciuri, tot timpul veniți pe stradă, lumea ne oprește interesată de noi. Am și presa, am văzut că tot mai mult vorbește de noi și eu cred că cât de curând vor veni și sponsori care să fie lângă noi. Eu vă doresc baftă în atragerea de sponsori. Rămâneți în continuare cu aceste două surse, FRF-ul și... Și primăria. Primăria Alexandria. Primăria Alexandria, vă dați seama, da. V-ați gândit vreodată să... nu să dați bani la fete, că am înțeles că ele nu... Nu sunt plătite. Lor doar li se va zis câteva fete care sunt din afara județului, mai sunt și câteva din județ. Le plătim masa și cazarea la liceul pedagogic. La liceul pedagogic. Da, vrem să mărim numărul de fete în primul rând, pentru a avea cât mai multe fete la antrenament. Și eu zic că pentru moment, la vârsta lor, li se asigură o parte frumoasă și care să le ajute să termine și pe ele liceul. Au și o viață frumoasă cu sportul acesta, se plimbă prin țară. Da, e un început bun, ele trebuie ușor să învețe să muncească ca să realizeze cât mai multe. Domnule antrenor, ce fete mai aveți pe la loturile naționale? Păi Nicoleta Deca, Alexandra Nica, Iulia Săvescu, Patricia Șderu, Andreea Nica, Ana Maria Vasile. Cam toată echipa? Cam toată echipa, aproape, plus de la cele mici. Au mai încercat cluburi să vă mai atragă vreo sportivă? Da, și chiar și antrenorul echipei.
A, a vrut să le ia și pe Călin? Da, da. E cam greu. Suntem, e cam greu, da, da. Da, avem fete care ai, sunt... Ai un contract ferm, da, foarte ferm. Clauză da, mare. Da, da. Nu poți, nu poți să... Sunt, vă dați seama că avem fete talentate, au dat totul pentru echipa aceasta, au văzut cu câtă determinare joacă, la ce parametri sunt și avem câteva fete care sunt interesante pentru echipele din țară. Cam de unde ar veni? Nu pleacă nimeni. Ideea e că nu pleacă niciunul. Nu pleacă nimeni, nu. Nu pleacă nici Călin Pistolea? Cine? Cam din ce zonă? Din Superliga sau din tot din... Nu vreau să spun, nu. Dar vreau să fac o... Dar de ce n-ai plecat? Sunt curios. Alții ar pleca, poate... Dar care e contract complet? Dincolo de contract. Deci vreau la lapte și miere. Să vă spun că tot a venit vorba de asta. Săptămâna, după ce am venit de la Constanța, chiar vorbeam cu Adi dimineața, într-o dimineață, eram la școală amândoi și îi zic, dă-mi și mie toate numerele de telefon la fete. Le-am trimis un mesaj de al meu, ce am simțit atunci la momentul acela și fetele mi-au trimis înapoi. Eu le-am spus că sunt mândru de ele, că ce cuvinte le-am mai spus. Și ele mi-au trimis un mesaj care m-au emoționat și acum sunt emoționat și mi-au transmis că noi suntem mai mult decât o echipă, suntem chiar o familie aici. Deci de asta nu pleci tu? Da. E greu de parte de familie, să știi. Nu pleacă nimeni. Nu dacă nimeni. La Barcelona pleacă cineva, nu le cumpără într-o oră. Să vorbea de Xavi că pleacă, dar cred că sunt numai Xavi. Noi n-avem dat de Xavi, noi avem numai Iniesta, Messi, aveți, Canigia, Pedro. Cum i-am zis? Canigia, da, Iulie să vezi. Da. Nu pleacă nimeni, fiindcă v-am zis, noi nu, deocamdată vrem să facem performanță. Cât om putea. Când nu mai putea, vă dați seama, fetele pot pleca, sunt libere. Ele, în primul rând, ele nu-și doresc. În primul și în primul rând. Și apoi v-am zis, noi nu suntem adepții, gata, acum avem câteva fete la prima ofertă. V-am zis, avem oferte și de la Cluj, ca idee. Au venit oferte inclusiv cu bani. Da. Și nu pleacă nimeni. Deci, la momentul ăsta, cel puțin un an de acum încolo, nu va pleca nimeni. Vrem să vedem și noi unde putem ajunge cu această echipă pe care am luat-o de la zero, cum a spus mai devreme, de nimic. De unde am luat-o și unde putem ajunge. Domnilor, acesta a fost timpul alocat emisiunii noastre. A fost o reală plăcere să vă am încă o dată aici aproape. Pe 8 iunie veți sărbători după meciul de acasă cu Oțelul Galați. Vă doresc baftă în continuare. Vă așteptăm. La fiesta ne plimbăm cu autocarul descoperit pe strada Dunării din Alexandria. Ne plimbăm pe Logan, pe ce putem. Găsim noi ceva. Da. Baftă în continuare. Universitatea Alexandria vrea să facă performanță. Îi ținem pumnii strânși. Super Universitatea Alexandria. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Mâine suntem la ora 10 în reluare. În câteva minute vin știrile, 10 minute mai exact, urmează știrile Media Sud. Nu uitați, ne vedem și pe sportsud.ro, site-ul nostru de internet, unde puteți vedea toate emisiunile și meciurile transmise de postul nostru de televiziune. Bogdan Căduță vă mulțumește, la revedere!